Ia vezi. Bun, de la eu îi trebuie. Nu, nu, bine, de la treabă. Premieră medicală la Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara. În orașul nostru, o echipă formată din doi medici a efectuat astăzi, vineri 19 aprilie 2019, o intervenție chirurgicală în premieră pentru județul nostru, vertebroplastie. Această operație minim-invazivă se face atunci când apare o tasare la nivelul vertebrei pe fond osteoporotic. Se injectează un ciment medical cu proprietăți speciale. Dr. Rareș Hedeșiu este medicul hunedorean care a făcut această intervenție chirurgicală ajutat de dr. Iulian Popa de la Universitatea de Medicină din Timișoara. Trebuie să amintim și meritul doctorului Emil Cristuț, autorul moral al acestui proiect și cel care l-a încurajat pe tânărul medic Hedeșiu să urmeze specializarea care îi permite să efectueze intervenții chirurgicale, cum este cea de vertebroplastie făcută astăzi. În ideea renodării tradiției spitalului nostru, începută în anii 70-80 prin doctorul Simionescu, prin chirurgia coloanei vertebrale, am hotărât acum în ultimul timp de a înființa un nou compartiment de chirurgie spinală în cadrul secției de ortopedie Hunedoara. Acest compartiment va fi coordonat de colegul nostru, doctorul Hedeșiu, care o să-l cunoașteți și pe dânsul, și sub autoritatea Universității de Medicină din Timișoara, reprezentată astăzi de domnul dr. Iulian Popa, am început cu o primă intervenție legată de acest tip de chirurgie, chirurgia spinală, o intervenție denumită vertebroplastia coloanei vertebrale, indicată în cazuri de osteoporoză marcată a coloanei vertebrale cu deformări, care duce la dureri foarte mari și imposibilitatea de a se deplasa a bolnavilor, eventual probleme neurologice periferice. S-a aplicat o tehnică nouă, modernă, folosind materiale de ultimă generație, pe această cale aș dori să mulțumesc atât eu cât și colegii mei, conducerii spitalului, că ne-a facilitat procurarea acestor materiale. În cursul acestei dimineți de vineri, 19 aprilie, s-a făcut operația în anestezie generală. Operația a decurs foarte bine, bolnava s-a trezit, iar recuperarea așteptăm noi să fie rapidă, astfel încât mâine dimineață, a doua zi, să o putem externa pe propriile picioare. Eu, în primul rând, mă bucur că am putut face parte din echipa asta. Condițiile pe care le oferă spitalul și din punct de vedere al personalului și al dotării materiale sunt excepționale. Așa că astăzi am început acest proiect al nostru cu o intervenție care, așa cum spunea și domnul doctor, este o intervenție minim-invazivă, se numește vertebroplastie, utilizată în fracturile compresie ale coloanei vertebrale. Pacienta de astăzi avea două fracturi pe fondul osteoporozei, care pentru această patologie noi avem, până la urmă, trei soluții. Cele vechi se întrepau la pat, a doua este imobilizarea în corset, amândouă însoțite de complicații, uneori redutabile, infecții, bronhopneumonie, escare de decubit, care până la urmă pot duce la deces, la un pacient care poate fi salvat cu o intervenție de acest tip minim-invazivă, repet, vertebroplastie, în care cu ajutorul unor trocare, practic niște ace mai groase, se introduce ciment în corpul vertebrat fracturat, ciment care se încălzește la 170 de grade în interiorul corpului vertebral, arzând terminațiile nervoase și practic luând durerea pacientului prin acest mecanism și stabilizând fractura vertebrei. Intervenția e efectuată aici în premieră locală. Fiind prima operație de acest gen la noi în spital, țin să mulțumesc conducerii spitalului pentru ajutorul acordat. Pe viitor sperăm să ajungem la operații cât mai complexe. Avem de gând, tot cu ajutorul
conducerii spitalului să reușim să creăm un compartiment de chirurgie spinală în secția de ortopedie. Atât medicii de la secția ortopedie din cadrul Spitalului Municipal din Hunedoara, cât și managerul Radu Budaie spun că această primă operație a deschis calea către crearea unui compartiment de chirurgie spinală la Hunedoara. Astăzi este o zi importantă pentru spitalul nostru, în care a fost reluată o tradiție mai veche de pe vremea doctorului Simionescu din anii 70-80, o tradiție legată de chirurgia coloanei vertebrale. A fost făcută o intervenție de chirurgie spinală, făcută de doctorul Rare Ședeșiu. Mentorul acestui proiect, aș putea să-i spun, este domnul doctor Cristuț, căruia vreau să-i mulțumesc, precum și domnului doctor de la Universitatea de Medicină din Timișoara, care a participat alături de medicii spitalului nostru la această intervenție, domnul doctor Iulian Popa. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru acest eveniment, aș putea să-l numesc, în viața spitalului nostru. Până la urmă, orice serviciu pe care îl aducem în plus, aduce plus valoare spitalului și aduce bani în plus din contractul cu casă. Spitalul nostru este singurul din județ care dispune de aparatura necesară, dar și de un medic cu pregătirea necesară realizării unei astfel de intervenții chirurgicale. De aceea, medicii spun că se așteaptă să aibă în viitor pacienți din județ, dar și din județele limitrofe. Costul unei astfel de operații sare de 1000 de euro, acesta fiind doar prețul materialelor folosite, cimentul, mixerul și așa mai departe, însă intervenția este decontată prin Sistemul Național de Asigurări de Sănătate. Felicitări întregii echipe pentru premiera medicală de la Hunedoara!